Mergem mai departe să vedem pentru nativ Iraq care ar fi cele mai relevante aspecte săptămâna următoare. Iată, fenomenul de lună nouă pentru ei are loc pe o zonă domestică care lor le place atât de mult, pe casa a patra. Interesant de observat de ce ei ar trebui în mod special să se ocupe mult mai mult de planul domestic săptămâna următoare și iată de ce. Există o șansă deosebită de a transforma zilele acestea anumite lucruri din negative în pozitive, de a regla anumite nereguli care, să spunem, există în zona domestică. Ei pot veni cu idei foarte interesante aici. Se recomandă și în cazul lor, într-adevăr, prudență investițională. De fapt, prudență investițională se recomandă cam în cazul tuturor zodiilor cu acest Uranus în Taur și cu atâtea planete în semnul Balanței, două zodii destul de cheltuitoare. Valorile afective sunt și ele foarte importante pentru nativ Iraq săptămâna următoare, deoarece ei trebuie să aibă o raportare corectă la planul divin. În plan personal, sunt destul de empatici, sunt destul de atenți asupra modului în care ceilalți se poartă cu ei. S-ar putea să existe reproșuri pe care le vor face celor la care țin, celor pe care iubesc sau cei pe care care iubesc pe nativ Irak să le facă lor anumite reproșuri, deci reproșuri în plan personal, pentru că nativ Irak devin ca niște busole energetico-emoționale, deci sunt foarte atenți să vadă dacă cei din jurul lor le răspund favorabil față de anumite tulburări sau supărări și așa mai departe. Este o perioadă în care ei își pot construi singuri reușita, pot deveni practic un fel de constructori ai propriului lor destin. Este interesant faptul că nimeni nu-i poate ajuta pe nativ Irak în această perioadă și nici nu-și doresc acest lucru. Ei își doresc pur și simplu să construiască singuri ceea ce știu și cum știu ei mai bine. Este o anumită linie pe care destinul le impune. Ei nu pot continua practic pe altă linie pentru că sunt una dintre zodiile cele mai îndreptățite să susțină faptul că merg pe un traseu dictat de către destin. Ei nu au un liber arbitru foarte mare în această perioadă. Liberul lor arbitru este destul de redus și asta deoarece nodul nord în semnul lor este într-un aspect disonant cu Pluto și Saturn în semn opus, acum și cu planetele din balanță, deci ei, practic, dacă se trezesc dimineața, cineva le cam face planificarea. Ei doar trebuie să bifeze ce elemente rezolvă în ziua respectivă din planul respectiv și ce elemente nu apucă să rezolve. Deci trebuie să fii foarte conștienți de faptul că în această perioadă destinul ține balanța vieții lor și că există o anumită greutate în tot ceea ce fac, că nimic nu este la întâmplare. Indiferent că anumite evenimente lor li se pot părea întâmplătoare, ele nu sunt întâmplătoare și îi sfătuim să nu fie atât de influențabili și impresionabili și supărăcioși săptămâna următoare, pentru că s-ar putea să fie deranjați de anumite persoane care poate nu se ridică la nivelul așteptărilor lor sau nu fac ceea ce și-ar dori ei. Dar asta nu înseamnă că acele persoane nu țin la ei sau trebuie să gândească faptul că mediul lor relațional are niște probleme, adică oamenii apropiați lor sau la care țin, conform profilului astral, au niște probleme atât de mari sau atât de serioase încât nu mai pot fi foarte atente cum sunt de obicei. Racii ca zodi oricum sunt influențați de lună, dar acum această lună nouă cu toată energia pe familie, pe cămin, pe bazele emoționale cu care își construiesc viața, înseamnă că pentru raci își pun, dedică toată energia acestei luni noi pe familie și poate viața profesională ar fi pe loc. 2. Poate raci au nevoie să se odihnească sau să fie mai atenți în casa lor, să-și organizeze lucrurile de zi cu zi din împrejurimile lor sau din locul în care își petrece mai mult locul acasă și să acorde mai puțin timp carierei. Poate aceste sentimente pe care sprijine fac să abandoneze acest aspect al carierei pentru moment, pentru că se dedică foarte mult de a rearanja casa, de a redecora locul în care trăiesc și să-și ofere foarte mult timp pentru locul în care se ocupă de familie. Poate sunt rași nemulțumiți pentru că cred că și-au dedicat foarte mult timp și energie și în familie și poate se simt nesustinuți sau neglijați sau poate simt că nu-i acord nimeni mai multă atenție, deci e important pentru raci când se dedică în aspectele de familie să fie atenți
la toate responsabilitățile care au loc în relația lor, să acorde simt timp suficient pentru a se cunoaște mai bine și a-și găsi momente de odihnă și de solitudine. Pentru că aceste tranzite a lunii de acum și momentului de acum îi ajută foarte mult să reorganizeze și locul de acasă și locul în care își desfășoară activitatea. Racii au trecut printr-o perioadă destul de dificilă și cu suferințe, mai ales în planul exterior, în planul profesional, în planul relaționării cu alte persoane. Suferința a fost provocată, sigur, de anumite conjuncturi, s-a reflectat asupra lor, s-au săturat de această interferență cu exteriorul și acum și-au propus să lase cariera deoparte, să lasă planul profesional deoparte, să se întoarcă la familie care i-a susținut, caută acolo un confort, șansa lor este să-l găsească și din energia acumulată în urma acțiunii în planul familial vor dobândi posibilitatea pentru o viitoare dezvoltare. Deocamdată se interiorizează, strâng energie ca să explodeze din nou în viitor și să se afirme, le-a ajuns ce au pătimit până acum. Mergem mai departe să vedem.